Sezonul virozelor se manifestă din plin la Spitalul Municipal din Lugoș, cea mai aglomerată secție fiind cea destinată copiilor. Secția de pediatrie a fost asaltată literalmente de copii cu viroze respiratorii. Numărul de cazuri internate, 27, a depășit chiar capacitatea secției, care este de 22 de paturi. Prezentările au crescut și cu 30% față de acum 2-3 săptămâni, de când au început să se manifeste mai puternic aceste viroze. Zilnic se prezintă copii cu febră mare și tuse. Incidența prezentărilor în serviciul nostru în ultimele zile, de aproximativ o săptămână, a crescut destul de mult, chiar aș putea spune un procent de 30%. Dând un exemplu, garda de sâmbătă, când am avut 50 de consultații, în general în weekend sunt 30, maxim 40 de consultații în perioade mai aglomerate. Crescut incidența virozelor respiratorii, se prezintă cu febră, indispoziție, tuse, lipsa poftei de mâncare și febră care, deci febra care cedează greu, asta îi sperie pe părinți. Au fost la un moment dat mai puține paturi decât pacienții care s-au prezentat? Da, m-am prins o zi în care am avut 27 de copii internați și pe cele 22 de paturi pe care le avem. Dar ulterior am mai putut îndruma pentru tratament la domiciliu și în prezent nu avem mai mulți copii internați decât avem paturi. Cele mai multe cazuri au fost viroze respiratorii, cu febră, tuse, secreții nazale și mai puțin enteroviroze, cu afectarea zonei digestive, cu vărsături și diaree. Majoritatea pacienților au vârste cuprinse între 3 și 7 ani, dar au fost și bebeluși sub un an cu bronșiolite.